Îndrăgitul interpret de muzică populară, George Finiș, a murit răpus de COVID-19 la vârsta de 61 de ani. Acesta era internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Suceava. Pe 15 aprilie, starea acestuia s-a agravat și medicii l-au intubat. Când eram tânăr ficior, de nimic nu duceam dor. De nimic nu duceam dor, măi, și la lucru aveam spor, măi. George Finiș a ajuns la spital după 7 zile în care a stat cu tratament la domiciliu. El a ajuns la Spitalul Județean Suceava cu o saturație de oxigen de 80. Inițial, artistul a fost internat în secția de boli infecțioase, iar apoi transferat la ATI, unde inițial a fost ventilat non-invaziv. La ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din Suceava a evoluat un focar de coronavirus. 15 angajați de acolo au fost infectați cu COVID-19. Lacrimi și flori îți dăruim ție, celui care ai pus mai presus de toate dragostea pentru cântecul popular pe scena folclorului românesc. Rămas bun, George Finiș, artist consacrat al cântecului popular bucovinean. Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Aplauze și flori la scenă deschisă într-o veșnică amintire. Este mesajul transmis de colegii de scenă ai artistului de la ansamblul Ciprian Porumbescu. Și atunci la lumina lunii mă simțeam stăpânul lumii, mă simțeam stăpânul lumii, of, dorule, dor. Și când intra luna în nor, mai potoleam din dor, de dorul mândruțelor, of, dor. Ai, și atunci la lumina lunii, eu eram stăpânul lumii. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție Verzi și Uscate. Am început cu un îndrăgit interpret, solist, George Finiș, care a încetat de viață sâmbătă dimineață din nefericire, răpus de COVID, cum spune presa suceveană. Despre acesta o să vorbim în decursul acestei ediții. Foarte important, pentru că a fost așa o pată de culoare care a pus pe hartă, să zicem așa, folclorul bucovinean. Vom discuta despre acest lucru cu nimeni altul decât Drumi Brad. Bună dimineața, bună ziua, bună seara! Tot așa și eu, frumos, și mi-a plăcut cu deosebire, cu nimeni altul decât altul, altă mama nu mai face. Mulțumesc, vă salutăm cu tot acel respect. George Finiș. Și cu drag, da, ne pare rău că începem așa. Formatul nostru este ușor mai bonom, așa, cu noi și cu toată lumea. Da, asta este. Da, parcă nu este dat în anul acesta nenorocit să asistăm mai azbitir și mai spectaculos și poate și mai dureros la plecarea în tărâmul celălalt a foarte multor oameni din aria artelor. Iată. Da. Nu, cred că ne este greu să efectuăm un pomelnic acum la Iuțeală, dar știe toată lumea cât de multă actorime a plecat în acea lume. Iată că și pe ulița noastră și ne îndurerează, sigur, că da, mai ales că la vremea a vorbirii noastre de astăzi se petrece simultan și înmormântarea iubitului interpret. Acum uzanțele spun că trebuie să facem rost de vorbe frumoase și să de mortui să nisi bene, nu despre morți numai de bine. Eu mă indispun de multe ori că trebuie să utilizăm vorbele mari, vorbele adânci, vorbele înalte, profunde în clipele acestea. Muniția aceasta ar trebui consumată înainte de, adică împricinatul să facă cunoștință cu, să ia act de atitudinea noastră de prietenie față de... Da, sunt, venim cam tardiv așa la întâlnirile cu oamenii de lângă noi. Cu fiecare dintre cei de care moartea ne desparte, plecăm și noi lăsând deoparte în fiecare dintre ei.
hotărât că moare ceva și din anturajul celui care se îndreaptă către ceata drepților, de bună seamă, și e greu acum să... Nu ne-ar fi foarte greu să căutăm cuvintele meșteșugite, nu știu cât e de decent. Știi, uneori o tăcere reverențioasă face mult mai multe parale decât chiar un discurs așa reușit. George Finiș a fost omul potrivit la locul lui și a etalat maestrie și talent cu generozitate. Este iubit de atât de multă lume din toate sferele sociale. Artiștii au la purtător și privilegiul ăsta, că sunt foarte iubiți în timpul vieții, sunt și pe mai departe de asemenea prețuiți, pentru că ei, cum se spune, nu mor în totalitate. Ceva rămâne, un parfum așa frumos și prietenos cu veșnicia, rămâne după un artist, rămâne ceva. Cântecele sale, ca și niște picturi reușite, ca și niște cărți valoroase, nu ruginesc niciodată, ele se arhivează acolo în tezaurul de bogății culturale, spirituale ale locului și periodic putem, artiștii au privilegiul ăsta, îi putem reinventa așa când în momentele noastre de bucurie sau de răstriște și mai putem prin cântecele lor să ne bucurăm sau să ne întristăm ca oameni ce suntem. Da, mai spun o dată vorba aceea, cu fiecare dintre cei de care moartea ne desparte, plecăm și noi lăsând o parte în fiecare dintre ei. Este superb spusă. A spus un scriitor român care se cheamă Victor Eftimiu, care era și un bărbat foarte frumos, și am să fac o mică coladă anecdotică, și se însoțea întotdeauna de femei foarte frumoase și într-una din zile pe un bulevard din București mergea braț la braț, era flancat de două superbe femei, mult mai tinere decât el. Și vine din față cine? Tata Tudor Arghezi. Tudor Arghezi a fost totdeauna un om așa hârșit, așa, pricinos. Se întâlnesc, se cunoșteau scriitori amândoi. Și ăsta cumva cu o notă frumușică de vinovăție, parcă. Maestre, să vă prezint pe secretarele mele, el având niște funcții de conducere prin branșa scriitoricească, dacă nu cumva era și director al Teatrului Național, iar scrierea lui cea mai bună se cheamă În șirte mărgărite, a fost de multe ori și la radio și pe televiziune. Maestre, să vă prezint pe secretarele mele, și Arghezi răspunde nemilos: mai secretez, mai secretez. Să fiind cam copt, un cavaler trecut, așa. Dar berbant, chipeș, un cavaler adevărat. Da, iată, ne permitem să râsul plânsul, să mai șuguim puțin în atmosfera aceasta. Dacă aș părăsi zona, rămânând tot acolo, ca să fac un paradox, aș spune că la fel de mult m-am întristat când am citit ieri, alaltă ieri, în presele Sucevei, despre băiatul de doar 13 ani de la Bogdănești, care s-a dus în curte, în preajma casei și s-a spânzurat. Nu poate mintea mea să priceapă și inima mea să primească un asemenea adevăr atât de nemilos. Să ai 13 ani și să divorțezi de viața care
taman începea sub ochii tăi să mijească, e ceva care traduce o stare de lucruri în proximitatea personajului care nu este în regulă. Cred că am mai făcut vorbire și nu știu dacă este drept să aprofundăm. Să vorbim despre sinucidere, care este un mare păcat și mult condamnat în ortodoxie. De asta cei care o fac nici nu prea sunt însoțiți de preot la înmormântare, nici nu prea sunt primiți în cimitir, decât așa, cu o dispensă abia la periferia cimitirului, la margine undeva, la și alții, parcă lăsând o umbră de rușine. Asta este. Am mai plâns odată acum vreo 20 de ani, de nu cumva am făcut vorbire și de asta, când un fecior de vreo 20 de ani din Grănicești și-a pus capăt zilelor la 20 de ani, lăsând un bilet. Dacă asta mai avea importanță sau mai putea schimba câte ceva. Pe care bilet a scris doar atât. Mie mi-a povestit preotul paroh al locului. Zică, proștii să moară, deștepții să trăiască. Fără cuvinte. Da. E dureros. Într-adevăr, mi se pare foarte interesant perspectivele astea culturale asupra acestui subiect, pentru că în alte culturi este chiar privită ca un lucru onorabil, vorbesc chiar de Japonia. Da, 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 este sinuciderea de onoare, da, da. Acolo. Și în restul lumii cum privesc lucrurile? Sunt niște lucruri, chiar vorbeam la un moment dat cu colega Camelia de la știri, mai așteptăm cu nerăbdare o zi în care să nu avem incendii, morți, accidente. La știri. Să n-avem da, da, da. Ar trebui scoase. Eradicate. Asta este cruela proastă a presei din toată lumea. Pentru că rating și pentru că audiență face nu știrea bună, ci știrea nebună. Da? Senzaționalul acesta ieftin și de fecale e consumat fără discernământ și livrat consumatorilor și noi suntem, iată, ne-am încolonat și noi în trendul ăsta globalizator al consumerismului. Da, consumăm, frate, de numai, noroc că s-a mai tras o țară frâna de mână acum, dar tot așa de pline sunt magazinele mari, da, cu tărăbanțele alea care dau pe din afară, de câte îndeasă ciolovecul acolo să-i ajungă, să nu-i ajungă, ceea ce nu era altă dată. Îmi plăcu observația unui nutriționist simpatic, Bilic Miha, blondina tinerică, știe foarte bine meseria ei, când spunea, frate, obiceiul acesta de a mânca pe stradă nu exista în anii 70, nu mânca nimeni din pungi. Nu mânca nimeni, că nu erau, nu aveam nicio treabă, eram la liceu, nu erau chioșcuri din asta, abia beai cât un suc din ăla bun, era Quick sau Pepsi, din ăla mic și balabil. Așa, dar nu mânca nimeni pe stradă, nu mânca nimeni din mers, nu mânca nimeni din pungi. Ați deschis un subiect aici foarte interesant și aici o să fac și o mică paranteză referitor la mâncatul din pungi. În anumită perioadă de timp am locuit în Târgu Mureș și acolo, într-adevăr, mergeam lumea la magazine și cumpăreau diferite lucruri, cum avem și noi aici, simingerii prin oraș, și nu mâncau dimers. Doar studenții erau câțiva care erau veniți din afara orașului, ei mâncau pe bănci, stăteau frumos și admirau natura și luau timpul lor necesar și mâncau. Mi se părea, uite ce fascinant. Au acea, nu știu, să zicem, liniște și domolitate, dacă e să zicem așa. Da. Vrei să ne întoarcem la Marte iarăși? Să vorbim cu veselie, cum o făceau străbuneii noștri, da? Care, știi, la naștere plângeau când se năzășteau un prunc. La Marte se hlizeau, da. Bun, lăsăm asta, dar e bine să ne agățăm de lucrurile astea frumoase. Deși spune la cartea înțeleaptă, toate-s trecătoare, toate-s niște spume.
Și totuși nu este așa. De exemplu, au spaniolii o vorbă foarte faină, unui poet de pe la 1600, care spune că așa, polvo seran, pero polvo enamorado, vom fi țărână, dar țărână îndrăgostită. E superb. Da. Așa. Mă gândeam aici că iau în brațe, în momentele acestea de cumpănă, un slogan pe care mi l-a spus un prieten tare drag inimii mele și care la Sumedru, la Sfântul Dumitru, pus de două ori în calendar, ca să nu uităm, bașca a treia, a patra zi vine și chiar ziua mea de naștere și asta mă pocnește cu următorul enunț amical. Îți doresc să mori, iar copârjău să ți-l fac din copacul pe care îl voi planta mâine. Cam de dimensiunile astea ar trebui să... Acum lucrurile trebuie luate de acolo de unde sunt. O să bocim, o să scâncim, așa suntem construiți din materialul acesta perisabil. Păcatul nostru este că suntem construiți din carne, spunea, cine spunea, dar și asta e în material totuși perisabil, așa. Dar putem cât de cât contracara dacă avem o bună educație timpurie. Cum să spun? Cineva m-a învățat când eram la ziar, zice, uite la roata asta care se învârte și scoate ziar, hârtia de ziar. O vezi? Și scoți ziarul, trage rotativ aceea, învârte și scoți câte ziare voiești. Și zice, vezi, hârtia asta este nouă, nouță, dar ea deja a prins să se îngălbenească, deci să moară câte puțin. Dacă de timpuriu am fi descăliți, să ne împrietenim cu moartea și să nu mai facem dușmanul number one din viețușoarele noastre, am putea coabita foarte fericit pe parcursul întregii vieți și mai încolo de... Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Când am aflat vorbile astea, le-am luat repede, le-am scris cu plumbul pe hârtie și le-am pus taman pe crucea părintelui meu în cimitirul de la Drăgoiești, unde sunt și acum. Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Între timp, ce s-a mai petrecut? M-am împrietenit cu starea asta de agregare sau de dezagregare. Priviți moartea cu prietenie și o să vedeți cât de bine vă este până la urmă. Socotiți-o de pildă că este primul pas spre înviere. Dar când ne-am gândit că atâta vreme cât trăiesc, cât sunt viu, moartea nu există. Iar când vine moartea, nu mai sunt eu de găsit. Deci nu ne întâlnim niciodată. Așa că vă spun, vă declar aici public, că moartea de fapt nici nu există. Ca și timpul, ca și spațiul. Sunt doar niște convenții, mai mult sau mai puțin frumoase sau păpăstioase. Ne-am născut, ne-am luat și obligația de a muri. Spun călugării iezuiți din ordinul monahal, din care face parte însăși sanctitatea sa, Francesc, papa. Da. În continuare... O mai dăm pe moarte? Vrei să... Nu. În continuare, vă propuneam să vedem un pic firea de istorie, pentru că pe 20 aprilie... Da. Acum născut... trecem la lecții. Da, trecem un pic de la lecții. Uscate la verzi. Da. Carol I s-a născut pe 20 aprilie și... Dar ce-i venit? Eu știu ce mi-a zis, am născut pe 20 aprilie. Asta înțeleg să vedem firea de istorie. Da.
Astăzi, în atenția dumneavoastră la firea de istorie, îl aducem pe Carol I. Acesta s-a născut pe 20 aprilie 1839 și a fost domnitorul, apoi regele României, care a condus principatele române și apoi România după abdicarea forțată a lui Alexandru Ioan Cuza în urma unei lovituri de stat. Din 1867 a devenit membru de onoare al Academiei Române, iar între 1879 și 1914 a fost protector și președinte de onoare al aceleiași instituții. În cei 48 de ani de domnie, cea mai lungă din istoria statelor românești, Carol I a obținut independența țării datorită căreia i-a și crescut imens prestigiul. A redresat economia, a dotat România cu o serie de instituții specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii. A construit în Munții Carpați castelul Peleș, care a rămas și acum una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale țării. După războiul ruso-turc 1877-1878, România a câștigat Dobrogea, dar a pierdut sudul Basarabei, iar Carol a dispus ridicarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, care să lege noua provincie de restul țării. Neîmplinirea cea mai importantă a domniei regelui Carol I, ca și a succesorului lui în perioada monarhică a istoriei moderne a țării, a fost eșecul rezolvării problemelor tipice unei țări a cărei economie era bazată pe agricultură și a cărei populație era reprezentată în covârșitoare majoritate de țărani. După urcarea pe tron a lui Carol I, situația țărănimii române începe să se degradeze serios, pe măsură ce moșierimea pentru a face față competiției pe piețele externe ridică continuu nivelul de exploatare a țărănimii. Sistemul injust pentru covârșitoarea majoritatea populației României din acea perioadă era în plus aproape o excepție în regiune, fapt care totuși nu l-a stimulat pe suveran să inițieze un program de reformă agrară, situație care a condus la repetate explozii sociale în mediul rural la finele secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, inclusiv răscoala de la 1907. Rezultatul a fost că principalul sector al economiei românești în epocă în care era antrenată majoritatea covârșitoare a populației a rămas într-o stare primitivă. Doamnelor și domnilor, Carol I. Da, Carol I. Mă duce în clasa de istorie, eu care la bacalaureat abia am luat 5, nu știu cât am luat, că era să se cad. Dacă nu se ruga, nu știu cine, mi-a spus pe urmă, mă iubea pedagoga de la internat, s-a rugat de profesor, trece numai de istorie. Da. Istoria nu e partea mea fericită, neînsemnând că nu iubesc istoria sau că nu admir. Enorm, ades. La urma urmei, viețile noastre, așa cum sunt ele mai mult sau mai puțin terne sau spectaculoase, sunt totuși istorie. Noi facem istorie. Chiar acum cu emisiunea asta îmi spun că facem istorie. Când urmașilor tăi din Cacică or să scotocească prin arhive, o să găsească peste 300 de ani emisiunea de astăzi. Ata, uite, Camelia! Camelia Parascan, o fată... Otilia, sunt Otilia! Otilia, da! Știți, Camelia e colegă! Camelia e colegă! Vă spun și de ce e așa de amuzant. Totdeauna mi se greșește numele. Da! În mod ironic. Deci mi s-a zis și Alexandra, mi s-a zis și Camelia. Asta e și Sfânta Alexandra cât de cât, da? Împărăteasă. Da, și mi s-a mai zis cea mai tare și cea mai tare mi s-a zis Andreea. Și mă gândeam, măi, de la Otilia până la... Îmi place. Otilia! Da, mea culpa. O fată frumoasă, o fereastră deschisă spre paradis. Venim la lecția de istorie, cu miciori în bancă, da, cu expertiza noastră precară. Carol I a fost omul care face istorie cu adevărat. După ce Alexandru Ioan Cuza este obligat să își ia tălpășița, să demisioneze, se recurge la formula aceasta, adusă de liberali, librătieni, așa, și se importă un rege neamț, da.
din dinastia Hohenzollern. Da. Îmi pare rău să-mi amintesc de profesorul de istorie din liceu care ridiculiza cumva regalitatea, spunând de, nu vă mai încurcați voi cu Carol Hohenzollern și mai ce mai este acolo, spuneți voi cum spun țăranii, Hohenzollern în loc de Hohenzollern. Da. Știu eu aversiunea față de regalitate, mă rog, era climatul comunist de așa natură. Deci este omul care de la 1866 încolo face istoria modernă a României și este capitală piatra aceasta fundamentală așezată la temelia statului modern român. Da, asta e tot. A și domnit mult, a făcut-o cu strălucire, s-a dovedit o versiune extrem de fericită. Poate că dacă am fi avut un băștinaș, nu arătau, nu arăta România de mai târziu atât de bine întemeiat. Asta este. Și dacă toți suntem la istorie, amintim un pic de Hitler. Aulea! Știți de ce? Pentru că recent am citit o știre în presa suceveană că a murit unul dintre persoanele care ar fi fost botezate de Hitler. Da. Dar și din cauza asta am zis, mai hai să la timp. Despre, uite, ca să vezi paradox aici, revenim iarăși de ce media ia în brațe știrile nenorocite și nu pe cele bune. Uite, de Carol, care este grandios în galeria de personalități românești. Am făcut vorbire doar așa, o minută. Uh-huh. Pe când de Hitler ți-aș putea vorbi foarte mult. Da. Începând și cu cetățeanul de la Sucevița, botezat de însuși Hitler. O să revenim acolo. Da, se întâmplă, iată, că în aceeași zi cu Carol, da, Carol I. Astăzi, 20 aprilie, este ziua de naștere a lui Hitler. Ziua de moarte este tot în cursul ăștei luni, pe 30 aprilie. Eu știu dacă facem bine să-i facem medalion sceleratului acesta care a căsăpit numai puțin de 6 milioane de evrei, printre altele. Da, dar totuși a făcut și asta istorie, dar o istorie diabolică, da? Așa cum există celulele acelea la bolile gravide. Unele maligne și altele benigne, da, asta a fost cu totul malign, da, răulean. Deși există în Germania, mai spunea cineva, bulevardul Hitler de pe vremea lui Hitler. Așa, îl lăsăm acolo și mai spun o dată că ce misiune importantă are dăscălimea, profesorii, că dacă l-ar fi lăsat, dacă l-ar fi admis în Institutul de Arte din Viena, unde a bătut omulețul să se facă și el artist plastic, ar fi devenit un pictor, eu știu, oarecare sau poate unul cât Picasso, că unii spun că este o nebunie genială acolo. Da, așa că a nenorocit lumea. Da, născut și el astăzi. Da. 20. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă mai dăm două filii din calendar, pe 22 este născut altul care a schimbat lumea. Lenin, pe 22. 22 aprilie. În aceeași zi, auzi cu cine? Născut în aceeași zi cu Veronica Micle. Sau cu prietena mea de la Sucevița, pe care o salutăm cu drag. Geta Cazac, născută de asemenea pe 22 aprilie. Așa. Vrei să mergem mai departe? Putem merge 20, mai departe. 23 este Sfântul Gheorghe. Da. Aoleu, ce sărbătoare mare, să nu uităm. Da? Nu uităm, n-avem cum. Pentru că Sfântul Gheorghe este și patronul Moldovei. Implicit și al Sucevii, da, și ieșenii îl iubesc foarte mult. Și a fost capitan de oști, important, și minunile pe care le-a săvârșit și felul mucenicesc în care a sfârșit. Da,
Sfântul Gheorghe, dar tot pe 23 țin să aduc la cunoștință că este Ziua Internațională a Cărții. Minunat! Și tot pe 23, dacă vrei să-ți arăt câte le știu eu de pe 23, este, după atâta fric și ceață de un an, Otova Cetire, spectacol de teatru în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava, cu teatrul din Botoșani, care este un teatru onorabil, păcate că e aici unde se agață arta în cui, și, cum să spun, ca să... A spus-o Balzac, cred că acum 200 de ani și mai bine, dacă vrei să te afirmi, trebuie să vii musai la Paris să-ți spunem, degeaba te naști genial în Etiopia sau la Darabani. Nu, trebuie să fii acolo unde se scrie istoria. Dar sunt actori din teatrul din Botoșani. Când am terminat eu facultatea, mi-amintesc că în primii ani mergeam ades la spectacolul de teatru de la Botoșani și erau acolo cel puțin doi actori care au devenit fascinanți pe parcurs. Unul se cheamă Dan Puric, de la Botoșani a plecat, și celălalt este Gheorghe Badale, care este actor al Teatrului Național din București. Și mulți alții. În sfârșit. Deci, vineri, Amu, ora 19, cu 30 de lei, puteți lua un bilet în Casa de Cultură splendidă, cu cea de 700 de locuri, probabil că o să fie pe jumătate, la Câini de Pază, parcă se cheamă spectacolul. Presarii sunt ades numiți câinii de pază ai opinie publice. Ei sunt mai mult câini, da? Mai mult latră. Ei nu cântă, da? Latră, câini de pază, mușcă. Întorc spusa mea de mai devreme și spuneam că toată presa din lume îngurgitează cu multă bucurie și livrează la rândul ei, împachetând frumos așa și apetisant știrile nenorocite, știrile proaste. Pentru că s-a instalat un nerod precept în media mondială care spune cam așa: tu nu vii și îmi spui că Dumitru a fost mușcat de un câine, cum mi s-a întâmplat, ci trebuie să vii să-mi spui invers, că un om a mușcat un câine, nu invers. Aceea este știre de presă. De asta lumea arată cu fundul în sus, nu cu fața. Da, și merge înainte cu spatele. A spus că revenim un pic în legătură cu domnul care a fost botezat de Chiper. Da, la Suceavița până acum, două, trei săptămâni, a trăit și a împlinit, cred că 80 de ani, sau era pe aproape. Cel care a fost botezat de Hitler, toată lumea îi spunea Adolf, dar în scriptele de la primărie el nu figura așa. Mama sa, după 45, a rupt actul de naștere, pentru că acolo era trecut cu numele, de asta a și fost botezat de Hitler, pentru că i-a pus numele de Adolf. Dar maică-sa, prevăzătoare ca orice mamă, a rupt actul de naștere, care era scris în litere de aur, ca să nu derive nenorociri din pricina invaziei sovietice care veni peste România. El a povestit, el se născuse prin 30 și nu știu, când era într-o tabără de nemți și a venit Hitler acolo și a botezat toți copiii aceia cu numele de... Sau a fost o treabă de genul ăsta, poate a fost chiar ziua lui de naștere, toți copiii care se nasc acum vor purta numele meu. Dar toată lumea din Suceavița însumi, că mergeam ades la biserica catolică din romano-catolică din Voivodeasa, Suceavița, Voivodeasa fiind și o localitate de nemți,
care au fost cândva acolo, au migrat în Germania, au venit să se îngroape aici. Da? Și omul acesta de 80 de ani și fratele lui de 81 de ani, a murit acum vreo 6 luni sau un an, sunt îngropați amândoi în cimitirul catolic din Sucevița. Și toată lumea îi spunea Adolf, pentru că așa îl chema. Acum nu se mai temeau de ruși, nu, acum era voie. Niște oameni absolut minunați. Da. Asta este. Și ca să mai schimbăm așa un pic, faia... M-ai dus la morți, la... Da, vizde. Acum azi ceva, hai să urmărim ceva mai light, vă propun să vedem niște ursuleți de colari, foarte drăgălași, cum să stau la domoli în zăpadă. Haideți să vedem clipul. Și am văzut un clip despre urși polari și vă ofer și eu câteva informații. Este un mamifer mare, cu greutatea acestuia pot să ajungă între 300 și 600 de kilograme la mascul, iar la femele între 150 și 300 de kilograme. Are înălțimea de 1,80 m și lungimea de 2,5 m. Locuiesc în tundră, de obicei în zonele reci. Și acum, bineînțeles, când ne întrebăm de ce sunt importanți acești urși polari, este blana lor, este foarte renumită, la fel ca și carnea pentru populația din zonele în care trăiesc. Ca și aspecte negative, sunt considerați a fi pericoloși, au fost raportate cazuri de deces în urma întâlnirii cu aceștia în rândul populației autohtone. Este un animal protejat de lege, vânarea sa fiind strict reglementată. Se precizează că există aproximativ 40.000 de exemplare în sălbăticii. Bineînțeles, putem să vedem și la grădinile zoologice urșii polari. Da. Și ziceam cu referire la urși polari, pentru că recent la Cluj au fost găsiți doi puiuți de urs brun orfan. Tragem spuzea pe turta noastră, da? Da. Aducem discuțiunea pe ulicioara patriei. Și eu m-am sesizat foarte frumos. Adică mi-a părut rău de ursulețe aia că au rămas fără mamă sau au fost împușcată sau scriau ziarele că ursuleți abandonați de mamă. E greu de crezut asta. Nu, cred că sunt atâția braconieri acum, tot așa cum au drujbe în fiecare casă, unii sunt convins că au o armă două la purtător. Așa. Ursuleți, sărmani, ursuleți, rămâsără orfani, dar ce frumos m-am sesizat când aflu că în județul Harghita, Megeaș cu noi, există ceea ce se cheamă orfelinat pentru urși. Și iată și ursulețe de bătătura noastră au fost duși acolo în acest proteguitoare formă de ocrotire a animalelor.
Ursul, da, se strânge lumea ca la urs. Ai auzit expresia? Da. Sau mai este una tot foarte frumoasă. Și ursul joacă pe bani, se spune, în anumite situații, știi, în care se trage un deșert, să-ți iasă ceva. Da. Așa devenirăm noi foarte pragmatici. Se strânge lumea ca la urs. Asta se putea spune, de exemplu, cu vreo 50 de ani în urmă sau cu și mai mulți ani din urmă, când umblau, într-adevăr, există o categorie de ursari, se cheamă, da? Cum există aia, spăitori, cum există, mă rog, ei sunt pe, au expertiză pe o anume branșă. Ursarii au umblat prin satele românești și mai abitir în sudul Dunării, că proveneau de acolo. Mulți veneau din Bulgaria încoace, dar și în sudul țării noastre, în Oltenia, Gorj, Olt, celelalte. Până Hăt, nu multă vreme în urmă, au umblat cu ursul. Sărmanile animale erau în așa hal dresate și chinuite, încât urmau comenzile stăpânului. Ursul era, știu eu, legat cu niște curele, cu lanți, cu nu știu ce, și poposeau în anumite sate, unde erau primiți ursarii ăștia cu ursul. În general, oamenii mai căpătuiți din zonă, dar aia mai bogați, care primeau, de asta și rămas obiceiul, a migrat la Malancă, nu? Să umblu cu ursul. Vezi, acum a rămas numai partea folclorică, dar realitatea aceasta a fost cu adevărat. Umblau ursarii prin satele românești, se strângea lumea ca la urs, veneau acolo să vadă ursii, se întindeau oamenii cu beteșuguri pe labi, așa, pe pământ, la anumite comenzi ale ursarului, comenduitor. Ursul făcea niște, un masaj din ăsta de numai, deci a te călca ursul pe șale, pe schinare, până să te mai duci acum la operație, se făcea lucru tare frumos, de drept pentru care ursarii primeau niște bănuți, dar ei erau de asemenea însoțiți și de unul care, măcar două instrumente muzicale, da? Cânta ursului și ursul deja era învățat să joace, să efectueze de pildă anumite mișcări. Când știi, apasă aici mai tare, îi bătea darabana aceea sau cum se cheamă, așa. Și se executa sărmanul ca cale nu avea. Și de vorba asta că te-a călcat ursul este adevăr. Da, acum locul urșilor a fost luat de masiori, poate nu atât de fioroși, dar cu laba mare și pricepută, da. A te călca ursul, se strânge lumea ca la urs și ursul joacă pe bani, știi? Adică banul, ochișorii, ochiul lui Michiduță. Asta e cu urșii. Pe la mine prin sat nu prea trăiesc, dar pe la Sucevița, celălalt sat al meu, sunt urși. Sunt urși. Îmi spuneau copiii cu care mă întâlneam cu oile, am văzut pui de urși acolo la pietrele muierii, unde e o adunătură frumoasă de pietre, unde se refugiau sătenii zonei când năvăleau tatarii în zona turci. Da, asta e cu urși. Ce mai vrei? Îți spun despre lup și mă las pe lupaș. Lup și vreau să vă spun și de arici, să nu uităm. Pentru că arici am văzut ieri doi, pe cuvântul meu, eram aseară înspre liceul pedagogic, înspre liceul economic, era ora 9 și seara, și nu unul, ci doi, nu erau împreună. Pe unul l-am văzut acum și pe altul peste 7 minute. Sunt pereche de drăgălaș. Mi-amintesc odată că eram copil și o văd pe mama cu un hadarag, așa, cu o scurtătură, fugind după un arici.
Caribetul n-avea nicio legătură cu... Îi se părea mamei că ăsta este ăla care fură ouăle din cuibar. Știi, mi-a pus jordă. Ori pe urmă am stat... Bine, după ce m-am învățat, studenții, mamă, arici, ia așa, du-i în graj de acolo, pentru ăștia scot tetii rozătoarele, șerpi, ciobolani, șoareci, tot deratizează garantat. Și cel mai frumos, m-am deselit când odată prin grădină am văzut, să vezi cum fug. Până atunci aveam impresie că ăștia sunt un ghemotoc, să strâng acolo și salut. Ieri am pus mâna să-l mângâi, da, hai ce mângâia țepii aceea. Dar să-l vezi când fuge, arici fugând, este superb. Se înalță pe alea patru piciorușe și dă-i bătaie, să dă-i să luptă, da. N-am prea știut, am crezut că așa, se duc, se prelingă așa ca merge. No, frate. Da, și ție ți sunt dragi și fără să știm, aricii sunt socotiți în învățământul marilor inițiați ca animăluțul care tutelează breasla înțelepților și a inițiaților. Este deci socotit ca un animal foarte înțelept. Da. Din nefericire, să zicem acum, în epoca actuală, discuția mai degrabă se duce dacă ariciul ar fi sau nu ar fi animal de companie. Și nu mai este, cred că mai sunt partea aia nebunei de... care au companii de genul ăsta. Vă dați seama că sunt persoane care... cum o cheamă pe asta simpatică, modistă, fashionistă, soția lui Mihai Albu, ăla care face păpuci. Aia care vine cu găina, da? Da, deci da. Într-o zi poți să vină și cu arici. Da. Da, asta chiar că e ceva. Și a spus de lupi că vrei să... Dacă mai duci la urși. Da, lupii, păi, nu erau pistindari dudașilor, lupii. Da. Lupii, ce să spun de lupi? Toți lupii se nasc cu ochi albaștri. Toți lupii se nasc cu ochi albaștri, bleu și el, că tot e la modă anul ăsta, albastru clasic, nu? Albastru de voroneț, vine de la lupi. Da. Numai că unii dintre ei, dar foarte puțin, 80% rămân cu ochii de la pornire. Își pot schimba ochii. Nu știu dacă au lentile de contact, dar așa, se nasc cu... Au auzul de 6 ori mai cu acuitate decât îl avem noi. Dar cel mai tare și mai tare este alt amănunt. 1. Au grijă de bătrâni. Nu? Mi-a spus un neamț că specia noastră e nobilă pentru că suntem singuri care avem, care ne mormântăm morții. E minunat. Și că tigru, celălalt, n-au nicio treabă cu din astea. Dar la lupi, ține minte un singur lucru. Toată viața, lupii au un singur partener. Atât. Dacă unul dintre ei pierde, celălalt nu se va căsători niciodată. Așa va rămâne. Asta este. Foarte fascinant. Structurile astea sociale, modul cum trăiesc ei, dar acum decât am înțeles efectivele de lupi, dacă trecem în altă categorie, da. Este ridicat, mai ales aici în zona. Da, uite, francezii nu mai au lupi de foarte multă vreme. Da. Nu îmbrățișez, n-am. Am foarte mulți prieteni de care divorțez întotdeauna când mă invită la vânătoare. Sau la balul vânătorilor chiar. Nu e de mine, nu știu, nu mai pot. M-am uitat duminică la un bondar, știți și acela, da? Albin, mai altoit, așa. Care are pe el niște culori de rupi, ca să mai spun, din muzichia pe care o dezvoltă. M-am uitat atât de fascinant, nu mai trebuia Beatles sau Zeppelin sau...
pușca și cureaua alături, nimic. Da. Noi suntem acum aproape de final. Final? Da. Să spunem ceva memorabil, nu? Da, am pregătit un clip cu, cu niște domnișoare care cântă la violoncel. Oh, ce frumos, da. Deci muzica, muzica înainte de dacă toată am dit de bun, dar acum trebuie să fie și ceva muzică, nu? Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost alături de noi. Da, și eu de asemenea că pot să fac atâtea frumoase declarații de dragoste către popor. Rămâneți alături de TV Plus Regional și alături de clipul pe care vi l-am pregătit. O zi frumoasă! Noi ne-am ocupat de Hitler, de urși și de lup, dar nu ne-am ocupat de tine, să spunem, cu ziua ta. Mai bine! Thank you.